Am revenit, dragilor, și ne așteaptă o oră super interesantă. Noi râdem pentru că nici măcar nu ne-am dat seama când a trecut această pauză de publicitate și ne-au numărat pur și simplu 3, 2, 1, sunteți. Bună dimineața din nou! Erai la unghiuță, așa, nu știu ce. Da, nu, s-a întâmplat o extorsiune a unui degajament. Doamne Dumnezeule, și avem niște știri acum de senzație. Tu ai făcut dreptul, nu-i așa? Mm-hmm. Un domn avocat din Kenya, de fapt era fals avocat, așa. Nu avea studii în drept. Așa. A câștigat procese pe bandă rulantă, bătea toți avocații cu experiență, nu vreau să spun unde îi bătea. Așa. Până când domnii ăștia au făcut niște sesizări și au dat seama că de fapt nu era în barou și ce credeți s-ar putea să ajungă acum la închisoare. Și chiar și așa, clienții lui au spus că dacă vreodată mai au nevoie de el, o să apleze la el chiar și tot la el. După ce o să iasă din închisoare, da. Vai. Absolut fantastic. Și o domnișoară din Anglia care s-a căsătorit ea cu ea. A zis că... Ce sunt știrile astea? De ce, de ce e așa? Tot frumos, când ne avem noi pe noi și putem să ne căsătorim noi cu noi. Și a făcut o petrecere, a cheltuit vreo 10.000 de lire. Frumos, elegant, petrecere, a aruncat și buchetul. Super. Nu, eu sunt șocată. Aștept să aud mai multe. Tu te simți bine cu tine, asta e cel mai important. Haideți la știri să vedem ce face domnișoara. Sute de motocicliste, dar și motocicliști și-au pus în semne roz și-au turat motoarele pe străzile capitalei. Totul a avut loc în cadrul unei campanii de conștientizare și prevenire a cancerului de sân. Afecțiunea reprezintă una dintre principalele cauze ale mortalității în România, iar evenimentul a strâns și fonduri pentru una dintre paciente. Asociația Femeilor Motocicliste din România a organizat un marș caritabil care, pe lângă strângerea de fonduri pentru o pacientă diagnosticată cu cancer mamar, și-a propus să sublinieze importanța conștientizării și prevenirii cancerului de sân. Astfel, peste 100 de pasionați de motociclete s-au accesorizat cu fundițe roz și au plecat la plimbare pe străzile capitalei. Suntem parte dintr-o asociație internațională, astfel de campanii se desfășoară în toate diviziile noastre, 40, în toată lumea. Și pentru că este o tradiție în foarte multe țări, ne-am gândit că ar fi foarte frumos să fie și în România. Evenimentul se află la a treia ediție, iar anul acesta s-a extins și într-un alt oraș din țară. În București este deja o tradiție și anul acesta, în premieră, se organizează o parată și la Sibiu, de către femeile noastre motocicliste de acolo, de la Vima Sibiu. Supervedeta cursei a fost Cara, un patruped care a fost obișnuit de mic de stăpâna lui cu astfel de activități. Bineînțeles, are gentuța ei și stă pe motor. Este motociclistă, merge, are 5 ani de zile, da? Și merge de vreo 4 ani pe motor. Importanța evenimentului a fost evidențiată și de participante. Este foarte important pentru noi să susținem această cauză și să facem vizibilă această acțiune. În România sunt diagnosticate în fiecare an peste 9.000 de cazuri de cancer de sân, iar peste 2.000 dintre acestea se află în stadiile cele mai avansate ale bolii. Țara noastră se află în continuare pe ultimul loc în Europa când vine vorba de numărul de femei care își fac anual screening mamar. O nuntă cel puțin bizară a avut loc în Anglia. O femeie a decis că a pierdut prea mult timp în așteptarea lui făt frumos, așa că a luat problema în propriile mâini și s-a măritat cu ea însăși. Sarah Wilson a pregătit 14 jurăminte pentru cea mai importantă zi din viața ei și a economisit bani timp de 20 de ani ca să-și îndeplinească visul. Femeia a cheltuit o avere pe această nuntă. Britanica Sarah Wilkinson a sperat mereu că va ajunge în fața altarului. În fiecare lună, femeia a pus bani deoparte și a ajuns să economisească 10.000 de lire sterline. Dacă nu a venit cel care să o facă mireasă, nici nu s-a îndurat să cheltuiască economia pentru altceva. Astfel a ajuns la 42 de ani să-și facă nunta cu propria ei persoană. Ziua a servit drept zi unică a nunții, chiar dacă nu a avut loc nicio căsătorie oficială. Mireasa a ales o rochie albă tradițională cu paiete, care a făcut-o să strălucească. Totul a fost pregătit ca la carte.
A fost o zi minunată și am fost în centrul atenției. Ceremonia nu a fost una oficială, dar am avut și eu nunta mea. Cred că a ajuns la punctul în care te gândești, s-ar putea să nu am un partener lângă mine, dar de ce ar trebui să ratez această ocazie? Acești bani au fost rezervați pentru nunta mea, așa că de ce să nu-i cheltuiesc pentru ceva ce mi-am dorit? A mărturisit Sara. Sara Wilkinson, chiar dacă s-a căsătorit deja cu ea, nu exclude posibilitatea că va apărea în viața sa și prințul care să o ceară de soție. Dar până atunci, femeia este fericită că a făcut acest pas. Un fals avocat din Kenya a fost arestat de polițiști după ce a câștigat zeci de procese împotriva unor absolvenți de drept. Pleda în alta curte și nu le-a dat judecătorilor de acolo niciun motiv de îndoială. Intrigați de succesul lui, adevărații avocați s-au interesat de acesta și au început să facă plângeri. Polițiștii au descoperit ulterior că tânărul nu făcea parte din barou. În ciuda acestui scandal, foștii lui clienți au promis că vor apela tot la el dacă vor mai avea nevoie după ce va ieși din închisoare. And you end up losing your money. So that is the most important thing, because at the end of the day, people look at it as it is very, very expensive to hire lawyers. Well, I think it's more expensive not to hire them, because you're going to lose your money first if you do not, and then you're going to pay the lawyers to try and get your money back. Un fals avocat din Kenya a fost arestat de polițiști după ce a câștigat 26 de procese împotriva unor absolvenți de drept. Potrivit tribunalului din Kenya, avocatul s-a ocupat de toate aceste cazuri în fața magistraților, a judecătorilor curții de apel și a judecătorilor de la înalta curte. Brian Mwenda s-a dat drept avocat pentru o perioadă îndelungată, iar judecătorii nu au avut nicio îndoială că acesta nu are studiile necesare, datorită puterii de convingere de care a dat dovadă. Intrigați de succesul lui, colegii avocați au început să facă plângeri, iar polițiștii au descoperit că tânărul nu făcea parte din barou. Foștii lui clienți nu s-au lăsat influențați de acest scandal și i-au promis că vor apela tot la el dacă vor mai avea nevoie după ce va ieși din închisoare. În rândul internauților au început să apară glume cum că falsul avocat se va reprezenta singur în instanță și va câștiga procesul. Revenim și cu informații despre vreme, în speranța că afară s-a mai încălzit, măcar puțin. Bună dimineața din nou, Romina! Bună dimineața din nou, Georgia! Se știe că atunci când este soarele pe cer, mai ales în perioada asta, este o vreme înșelătoare pentru că se schimbă pe parcursul zilei și vom simți totuși frigul. Așadar, vremea se răcește considerabil astăzi, iar în unele zone din țară vor fi ploi. Temperaturile se situează sub cele normale pentru această perioadă din an, iar cerul va fi temporar noros. În majoritatea regiunilor, vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei se vor încadra între 10 grade și vor urca până la 20 de grade Celsius. Se vor atinge prin partea de sud-est a teritoriului. Dimineața, pe arii restrânse, se va forma ceață, iar în București vremea va fi normală termic pentru această dată. Cerul va avea câteva înnorări, dar apare și soarele, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade Celsius. Mâine se mai încălzește puțin. Se anunță o zi frumoasă cu vânt domol și 20 de grade Celsius pe la orele amiezii, iar poi mâine temperatura continuă să crească, vremea devine caldă pentru această perioadă, domină atmosfera însorită, iar termometrele vor indica 21, chiar 22 de grade Celsius și la munte se mai adună nori, dar nu vor fi șanse de precipitații, vântul scade în intensitate, iar temperaturile cresc ușor față de ziua de ieri, dar totuși va fi frig de cât ar trebui, astfel valorile termice vor porni de la 10 grade, se vor atinge prin Predeal și Sinaia și vor urca până la 14 grade Celsius prin Ceahlău și prin Păltiniș. Atât pentru moment, să aveți o zi senină în continuare. Mulțumim, Romina, pentru informații. Să știți că mai departe urmează subiectul pe care l-am așteptat toată ziua. Mă bucur tare mult să prezentăm împreună aici la Matinal un trailer impresionant al unui film impresionant, un film documentar intitulat Experimentul Pitești. Iată că, în sfârșit, se face dreptate în cazul unui episod din istoria României mult prea puțin cunoscut. Așa că haideți să urmărim împreună trailerul, să aflăm mai multe informații, să vedem și câteva imagini și, bineînțeles, ulterior, stăm de vorbă și cu regizorul acestui film. Goes
cauza voastră nu pot să stau eu de sărbători. Will I be handsome? Will I be rich? I can learn tenderly. În noi există două diferențe. Bucule. Una mare și albă. Așa. Și alta mare și neagră. Am nevoie de cărți. Tovarășe, mi-e parcă că mie îmi place ce fac. Ne naștem cu el în suflet, cu amândouă. Dar până la urmă e loc pentru una singură. Și cel mai tare e cu doar metodele astea dau rezultat. Deținut Morarul. Urmează să fie executat mâine la prima oră. Godon! Vă urez să aveți... Da, hoi! Salvă! Noroc! Noroc și noroc. Stai, mă! Că nici n-am început. Eu l-aș numi un film manifest al generației noastre și mă bucur să stau de vorbă cu regizoarea acestui film, Victoria Baltac. Bună dimineața! Bună dimineața, Georgia! Mulțumesc mult pentru invitație! Noi îți mulțumim tare, tare mult! E un film absolut impresionant și munca din spate, înțeleg că s-a desfășurat pe parcursul la 12 ani. 12 ani în care ați realizat împreună peste 100 de actori, peste 800 de oameni care v-au fost alături, un film fără buget. Așa este, am pornit cu mâinile goale, sperând că vom găsi resurse în acești ani. Din păcate, nu s-au găsit resurse financiare, am găsit însă oameni cu inimă, care ne-au ajutat prin servicii și așa, timp de 12 ani, am muncit la acest lungmetraj document, care este astăzi gata pentru micile și marile ecrane, pentru oameni, l-am făcut pentru oameni. Ca să ajungă informația la ei. Înțeleg că pe parcursul acestor ani v-au fost alături inclusiv supraviețuitori ai experimentului Pitești și că după ce au văzut montajul final au putut să spună cu mâna pe inimă că lucrurile au fost exact așa cum le-ați descris și voi, ceea ce mi se pare greu de privit dacă asta ați reușit să faceți. Da, uite, o să-ți povestesc despre proiecția pe care am avut-o la Suceava, unde domnul Toma Filaret, care a stat în celulă cu Eugen Țurcanu, după ce a văzut filmul, s-a ridicat în picioare, a cerut microfonul și a zis: pot să spun și eu câteva cuvinte? Eu am fost în celulă cu... Și a povestit atât de frumos și ne-a adus o valoare adăugată proiectului și ne-a arătat că munca noastră de 12 ani a meritat. Mai mult decât atât, suntem foarte apropiați de rudele celor care au trecut prin experiment, pentru că mulți, aproape toți care au fost acolo, nu mai sunt astăzi în viață, dar au rămas copiii lor și am păstrat o legătură foarte apropiată, sunt partea familiei, cu foarte mulți dintre copiii celor care au trecut prin Pitești și m-au ajutat extraordinar în ceea ce privește informația și documentarea acestui proiect. Înțeleg că ați primit și obiecte din partea acestor familii pe care le-ați folosit pe post de recuzit în film și pe care plănuiți să le aduceți în fața celor interesați în cadrul unei galerii? Deja am prezentat dintre obiectele pe care le-am primit. Sunt lucruri extraordinar de importante și cu o încărcătură emoțională foarte mare. Am cerga lui Lucian Merișca, cu care s-a învelit tatălui, Costin Merișca, în închisoare. Am trei lucrări Fag Negrescu, care a ieșit din experimentul Pitești și neavând voie să vorbească, a pictat ceea ce s-a întâmplat acolo. Am câteva icoane ale celor care au trecut prin Pitești și mi-au fost donate de către urmașilor. Multe lucruri pe care le-am prezentat deja la Galeria de Artă Galateca în august pentru bucureșteni.
Iar în acest moment, unele dintre aceste exponate sunt la Muzeul Undeva în Comunism, deci bucureștenii pot să meargă să le vadă și plănuim să organizăm un muzeu al filmului unde să le punem pe toate, că avem foarte multe lucruri de arătat. Îmi dați seama că sunt atât de multe lucruri de povestit alături de tine și nu reușesc să le iau așa pe rând, pentru că mi se par toate esențiale. M-aș opri și asupra faptului că filmul pe care l-ați realizat împreună este ultimul film în care apare maestrul Ion Caramitru și aș vrea să povestești puțin evenimentul de atunci de când v-ați cunoscut voi. Mă leagă niște amintiri extraordinar de frumoase de domnul Caramitru. Eu am mers cu scenariul sub braț la Teatrul Național, la Secretariat, unde m-a ajutat doamna de acolo, care este o drăguță, i-a dat scenariul dumnealui. M-a sunat peste câteva săptămâni, mi-a spus că este un proiect bun. Eu am rămas un pic fără glas și dumnealui a continuat: a, mi oferi un rol? Și am zis: da, domnul Caramitru, vă ofer un rol. Și atunci a spus că mai are nevoie să mai citească o dată și m-a sunat, era un om extraordinar de parolist, dacă spunea că la 25 minute te sună, chiar așa se întâmpla. Eu am învățat de la dumnealui că noi reprezentăm vorba pe care o verbalizăm. Caramitru spunea că dacă spui ceva și nu te ții de cuvânt, înseamnă că ai murit. Și are dreptate. Ei, și m-a sunat, mi-a spus că poate să fac acest rol. Și am zis: da, domnul Caramitru, știu că puteți să-l faceți, dar îl faceți. Și a găsit timp. Dumnealui estima 10 zile de filmare. Noi nu aveam buget de 10 zile și am zis 5, domnul Caramitru. Și am făcut în 5, ceea ce era estimat pentru 10. L-am cunoscut la Iași pentru prima dată, am mers unde avea asigurată masa să văd dacă totul este bine, dacă e cazat cum trebuie și dacă s-a acomodat. Și o să țin minte toată viața că m-am așezat lângă dumnealui la masă și eu nu mâncam și zice: da, tu nu mănânci? Și zice: da, domnul Caramitru, mănânc, dar știți, acum... Și a luat farfuria, mi-a pus-o în față, mi-a dat lingura dumnealui și a zis: acum te apuci și mănânci. Dacă vrei să faci lucruri mărețe în viață, trebuie să fii hrănită. Și am mâncat cu lingura lui Caramitru. Și așa ne-am împrietenit, după aceea a continuat o discuție de câteva ore în care am aflat că dumnealui e pe 9 martie, eram pe 11 martie și așa s-a legat o prietenie frumoasă. Dumnealui m-a ajutat în toată perioada acestor ani, până a trecut la cele sfinte. La fiecare 3 luni mă suna să mă întrebe când e gata filmul, vedea bucățile pe care le montam. Aș putea povesti până mâine. La repetiții, de exemplu, el ne recita din minte Eminescu și Mihai Codreanu sau ne povestea cum a fost la filmările de la Hollywood. Multe, multe lucruri aș putea să povestesc despre domnul Caramitru și sper că e acolo sus și e mândru de ceea ce facem acum. Mi s-a părut interesant această sincronicitate a proiecției pe care ați avut-o în sala Ion Caramitru. Din păcate nu, Georgia. Am cerut sala Ion Caramitru ca să facem premiera acestui film, pentru că filmul nostru nu are o premieră națională. Eu doresc să fac premiera acestui film în sala Ion Caramitru, a Teatrului Național, pentru că este ultimul film cu Caramitru. Din păcate, nu mi s-a aprobat, mi s-a dat sala studio, unde am făcut o proiecție. Sper din tot sufletul, după ce facem premiera internațională a filmului la Festivalul Internațional de Film din Bogota, din Columbia, și după ce o să mai mergem la câteva festivaluri, să dorească cei din România să ne ajute să facem o premieră națională așa cum se cuvine. Nici nu știu cum am putea să-i convingem mai bine decât făcând o scurtă introducere în subiect, pentru că sunt convinsă că nu foarte mulți oameni știu ce a fost experimentul Pitești, ce s-a întâmplat între 1948-1952. Uh-huh. Și îți spuneam eu mai devreme că în momentul în care citeam despre istorie, citeam despre Holocaust, am descoperit experimentul Pitești și am simțit o vină ucigătoare pentru faptul că la noi în țară a fost posibil așa ceva. Da, este crâncen. Cred că prin filmul acesta învățăm să ne asumăm. De aici trebuie să pornim, că da, s-a întâmplat, că da, avem și uscături în pădurea aceasta frumoasă și că pentru a ne dezvolta sănătos avem nevoie să știm adevărul așa cum a fost. Cum a fost pentru tine să te întâlnești cu toți acești oameni care au purtat ani de zile în suflet această imensă suferință, aceste
drame, sunt cuvinte foarte mici pe care putem să le spunem așa cu voce tare. Nu prea reușim să redăm emoția adevărată. Așa este, mi-a fost foarte greu. Foarte greu. Sunt niște oameni extraordinari. Am învățat foarte multe de la fiecare. M-a durut inima, în special la închisoarea Râmnicu Sărat, închisoarea Tăcerii, unde am cunoscut pentru prima dată persoane care au trecut prin închisorile comuniste. Eram undeva la 26 de ani. Greu, nu mai poți dormi cu săptămânile, dar am învățat că dacă așa a fost să fie să fac film, să arăt dintre lucrurile acestea pe care dumnealor mi le-au prezentat către public și să învățăm și să nu mai lăsăm să se repete asemenea atrocități. Și ei mi-au dat imboldul acesta și să știi că cu toată durerea, când mă văd, mă primesc cu zâmbetul pe buze. Înseamnă extraordinar de mult și aș vrea să mai adaug că sunt atât de recunoscători că se întâmplă, că am dat glas, că am reușit să fac acest proiect și că, într-un fel, prin acest film, se mai alină din cicatricile pe care comunismul le-a făcut. Mulți, de fapt, cam toți, nu și-au găsit dreptatea nici măcar astăzi, din păcate. Cred că e nevoie de foarte multă putere din partea ta să deschizi astfel de răni cu foarte multă blândețe și cu foarte multă grație, să iei de acolo exact ce ai nevoie pentru a da mai departe o informație foarte, foarte greu de transmis. Și mi se pare extraordinar ce ai făcut. Te felicit din suflet pentru efortul depus. Și cred că oamenii simt și oamenii vin împreună. Nu degeaba ai reușit să strângi în jurul tău, iată, 800 de oameni care au venit și te-au ajutat sub diferite forme. Așa este, sunt mândră de echipa mea, suntem ca o familie, foarte apropiați. Am avut multe momente în care nu mai puteam, pentru că e vorba de 12 ani de muncă benevolă. Fiecare dintre noi am lucrat în alte domenii ca să putem să subzistăm. Dar de fiecare dată când nu mai puteam, mă suna unul dintre actori sau unul dintre colegii din echipă și îmi spunea: hai, Victoria, că mai poți. Și ei m-au ținut așa, dându-mi putere și, de asemenea, rudele celor care au trecut prin experiment, care mă sunau în repetate rânduri și au fost lângă mine. Și acum oamenii care au văzut filmul sunt atât de apropiați și îmi scriu, și la proiecția de la București au venit cu flori, cu ciocolată, mi-au adus cadouri, dar peste tot prin țară au fost atât de empatici, am primit dulceață, brățări, hăinuțe, fiecare venea cu câte ceva în semn de recunoștință că munca aceasta de 12 ani a venit cu realizare. Și înseamnă mult pentru mine și îmi sunt apropiat și le răspund acum că îmi scriu pe rețelele de socializare. Și ei mi-au dat putere să merg mai departe și să arăt că este un film necesar și chiar avem nevoie de educație și istorie. Nu pot să nu te întreb acum pe final care a fost motivația ta inițială. Cred că multă lume se întreabă dacă nu cumva ai avut și tu rude care au luat parte la experimentul Pitești. Da, să știi, Georgia, că nu știu. Din păcate, familia mea povestește prea puțin despre asta. Tata are 87 de ani. Mulțumesc la fel. E la o vârstă la care triază lucrurile și dacă a ales să nu povestească, respectă acest lucru. Cred că din cauza faptului că nu știu foarte multe despre familia mea, am căutat în istorie în general și așa am devenit pasionată de istorie și am aflat lucruri care trebuie spuse. Iar motivul pentru care am făcut acest film inițial a fost că atunci, în 2011, când am participat la școala de vară organizată de Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc la Râmnicu Sărat, și am aflat despre experimentul Pitești, eu eram o studentă, ca și studenții de la Pitești. Și stăteam în cameră cu o studentă la istorie care cunoștea mai multe lucruri despre asta și am empatizat foarte mult și am descoperit că sunt doldura de cărți despre acest subiect. Dacă vrem să aflăm, găsim. Dar
cum să ajungă subiectul în casele oamenilor. Pentru că aceste cărți sunt, dar dacă nu știi de ele, nu le cumperi sau nu le cauți. Și fiind studentă la film, am zis că un material vizual o să intre în casele oamenilor mai ușor. Dorința mea este ca să ne întoarcem la cărți după acest film. Aș vrea să fie anul următor marcat nu doar de un an electoral. Am desprins așa puțin din comunicatul tău de presă. Anul viitor se împlinesc 35 de ani de la căderea comunismului, da. Și cred că ar fi magistral să existe o premieră națională acestui film pe care l-ai realizat cu atât de multă trudă. Mulțumesc. Și să ajungă să fie cât mai cunoscut, astfel încât să ne asumăm din vina pe care cu toții o purtăm, să reușim să reparăm, de ce nu, și în orice caz să nu repetăm ceea ce s-a întâmplat în acei ani. Îți mulțumesc tare mult pentru astăzi. Eu mulțumesc. Îți simt pumnii și îți doresc mult, mult succes în tot ceea ce vrei să realizezi. Din inimă mulțumesc, Georgia. Mergem puțin, dragilor, și în lumea astrelor, pentru că și de acolo vin câteva informații care s-ar putea să ne prindă bine în această dimineață. Bună dimineața! Berbecii sunt în căutarea unor răspunsuri legate de încercările prin care au trecut în ultima perioadă. Poate fi o zi marcată de revelații. Taurii se implică în parteneriate de afaceri. Pe parcurs, acestea se pot dovedi a fi nesigure. Să analizeze foarte bine în ce se implică. Geminii se pot implica în proiecte creative dacă au susținere din partea celor dragi. Au nevoie de mult optimism. Racii pot deveni răzbunători cu partenerul de viață. Asocierile din ultima perioadă nu au fost de bun augur. Se recomandă prudență. Leii sunt implicați în conflicte de familie. Suportă cu greu anumite decizii pe care membrii familiei le-au luat în trecut. Fecioarele pot avea întâlniri cu rudele apropiate. Împreună cu acestea, pun la cale noi strategii de îmbunătățire a unei afaceri. Balanțele au nevoie de soluții practice pentru problemele financiare cu care se confruntă. Părerea unui mentor le poate ajuta în acest sens. Scorpionii nu ar trebui să se bazeze doar pe instinct. Astăzi trec prin conștientizări profunde care îndeamnă să acționeze în anumite situații. Săgetătorii înțeleg că a venit vremea să încheie ceva. Fie o relație care nu mai funcționa de ceva vreme, fie un ciclu profesional. Capricornii se bucură de apreciere din partea prietenilor. Se pare că proiectele din ultima perioadă la care au lucrat intens dau roade acum. Vărsătorii sunt nemulțumiți de activitatea profesională pe care o desfășoară. Relațiile cu superiorii nu decurg cum și-ar dori. Peștii ar trebui să facă niște economii pentru a-și îmbunătăți situația materială. Pot interveni schimbări neașteptate în sfera profesională. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Alina Domnișor. Eu încă am rămas cu gândul la discuția de mai devreme, Valentin, și înțeleg că și tu ai pregătit câteva informații, da, care vorbim. Sunt pe gustul meu și de data asta. Vorbim despre Beyoncé și despre turneul... Egalité, fraternité, Beyoncé. Renaissance. Da. Deci ajunge în cinema în decembrie. Lasă-mi așa, un pic. Zi. Eu sunt foarte supărat pentru că eu tot aștept alt film și nu se mai vorbește nimic despre el deja de prea mult timp. Așa. Am înțeles, cu Taylor Swift în cinema, bună, Beyoncé și ea în cinema. Dar ăia de la, nu pot zic care platformă, a fost cu o cameră de filmat după Messi pe tot parcursul campionatului mondial și încă ce n-a ieșit filmul, s-a terminat în decembrie anul trecut campionatul mondial. Unde e filmul? Eu asta vreau să văd. Dar dacă vrei tu, uite, tu poți să mergi la Beyoncé. Renaissance, filmul despre turneul cu același nume, va ajunge în cinematografele din Statele Unite și Marea Britanie pe 1 decembrie. Turneul Renaissance a început pe 10 mai 2023 la Stockholm, Suedia și s-a încheiat de curând în Kansas City, Missouri. Filmul prezintă turneul mondial al artistei, care a inclus 57 de concerte în 40 de orașe din America de Nord și 14 orașe din Europa.
lansat de compania de producție a Cântăreței, trailerul filmului prezintă un amestec de imagini de la concertele live cu părți din albumul vizual care a fost îndelung așteptat. Renesans și o relatare în stil documentar despre realizarea discului și turneul de promovare. Când nu sunt nimic altceva decât liberă, a declarat Beyoncé despre turneu. Albumul Renaissance a fost lansat în iulie 2022, fiind cel de-al șaptelea album de studio al Cântăreței și primul de la Lemonade din 2016. Discul a stabilit un record de streaming pe Spotify. În ziua lansării a fost ascultat de 43 de milioane de ori, cel mai bun total pentru un album al unei cântărețe în 2022. Biletele pentru filmul Renaissance pornesc de la $22, o sumă infimă în comparație cu prețul mediu al biletelor pentru acest turneu de $322. Planurile pentru acest film au fost pregătite cu mult timp înainte, după cum a raportat Variety, echipele fiind văzute luna trecută filmând imagini în orașul natal al lui Beyoncé, Houston. Astăzi ne propunem să încheiem ziua cu cântec, așa că haideți împreună să descoperim cea mai recentă melodie artistei Miriana, Mai Durut, și imediat stăm de vorbă și cu ea. Ceva diferit, eu prea sentimental, tu suflet rădăcit, zici că nu știi ce simți, zici că te-am plictisit. Tu iartă-mă pe mine că am vrut mai mult în rolul secundar, de care n-am știut, zic, chiar te-am avut, sau doar mi s-a părut. Aș fi vrut să fiu a ta și poate cât asta nu a fost de ajuns, că n-am știut să pun punct acolo unde a fost depus. Și poate că nu e chiar atât de rău să am amprenta ta în sufletul meu. Tu m-ai durut și eu am tăcut, de teama că într-o zi te-aș fi pierdut. Cât asta nu a fost de ajuns, că n-am știut să pun punct acolo unde a fost depus. Și poate că nu e chiar atât de rău să am amprenta ta în sufletul meu. Tu m-ai durut și eu am tăcut, de teama că într-o zi te-aș fi pierdut. Și când m-ai rănit, eu n-am zis nimic. Nimic.
Iubirea te-a în schimb. Am revenit și suntem alături de Miriana. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai revenit la noi și felicitări! Bine v-am regăsit, mulțumesc frumos! Hai să aflăm cât de multe sacrificii îți cere arta în urma acestor filmări. Cum a fost? A fost destul de complicat, a plouat, ne-am ascuns de ploaie în mașini, m-am târât prin iarbă ca să vede. Da, merită, chiar merită. Tot ce faci pentru artă merită. E absolut superb acest videoclip. Felicitări ție și echipei. Nu e meritul meu, e meritul celor din spate. Nu am gândit aproape deloc clipul, sinceră să fiu, dar am venit cu câteva idei, în schimb. Cred că e un cumul acolo de emoții, de gânduri, da, de idei inspirate, bineînțeles, de artist. Și vreau să știu care au fost stările tale în momentul în care ai înregistrat această melodie. Cu ce emoții te-ai confruntat? Greu. Mi-a fost greu să o înregistrez, chiar mi-a fost greu. Am trecut printr-o perioadă complicată și cu mutarea mea în București, că eu sunt din Timișoara, de fapt. Și era recent toată perioada cu mutatul, tot fenomenul ăsta. Și cum și piesa e inspirată din viața mea și a fost la cald, cum s-ar spune, a fost destul de complicat să înregistrez, adică, da, s-a simțit. Ți-a adus un soi de vindecare toată experiența asta? Da, și mă simt foarte împlinită, cumva a fost așa, cireașa de pe tort la tot. Cred că e o parte din magia muzicii, să poți să compui, să poți să transmiți, să poți să te vindeci prin ceea ce faci, să-l oferi celor de acasă ocazia să facă același lucru. Da, că și despre asta e până la urmă arta. Să o faci în așa fel încât toată lumea să se regăsească. Ce reacție ai primit până acum? Te-au surprins anumite păreri? Am primit un feedback destul de pozitiv, adică, da, nu mă așteptam să se regăsească atâta lume în piesa asta. Chiar nu m-am așteptat la asta, dar, da, nu pot să spun nimic de rău despre feedback. Ce pregătești pe mai departe? Dai așa un pic din casă despre următoarele melodii, următoarele proiecte? Mă acces pe balade, okay. Deci o să fie ceva tot așa sentimental, da, da. Mi se pare că te prinde bine ipostaza asta. Mulțumesc. Dacă nu balade, tot mesajul ăsta va fi. Adică, indiferent ce gen muzical va fi, mesajul ăsta va fi bine. Tot pop. Da. Cât de important a fost pentru tine faptul că ai avut muzică alături în toată această perioadă în care, iată, te-ai mutat de la Timișoara la București și ai schimbat foarte multe lucruri în viața ta? Păi a fost, nu știu, un sprijin foarte mare muzica pentru mine, un sprijin moral, psihic. Sincer, nu știu cum ai putea să nu ai ceva care să te susțină în perioade grele. Și pentru mine asta, sprijinul meu a fost muzica. Da. Ce ți-ai spune ție din trecut acum cu experiența pe care o ai și cu această melodie lansată? În momentul în care ai venit pentru prima dată în București și simțeai așa că poate fuge pământul de sub picioare, ce ți-ai spune acum cu maturitatea? Mi-aș fi spus să nu-mi fie frică, că nu am motive și că dacă sunt eu însămi și îmi transmit în continuare, îmi pun pe foaie, să zic așa, stările reale, ajung foarte departe. Și mi-am urmat cumva perspectiva asta așa cum. De asta am ajuns aici. Cred că e foarte important să păstrăm acea liniște, indiferent de furtuna în care ne aflăm și mă bucur că ai venit în această dimineață cu această melodie pentru care te felicit încă o dată. Doresc mult spor și să ne revedem cu bine. Ne te aștept. Dragilor, așa încheiem emisiunea de astăzi. Mâine dimineață ne revedem de la ora 10. Vă lăsăm cu aceste gânduri de introspecție. Cred că despre asta a fost ultima parte a emisiunii. Așa că să aveți o zi minunată cu spor, cu tot ce aveți voi nevoie și la 10 mâine să ne revedem. Pupici! Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.